Năsăud Zoltan Deac. De asemenea, cu acest prilej au fost instalați în funcție și noi conducători ai instituției, în prezența deputatului Radu Moldovan, a secretarului de stat Doina Pană și a viceprimarului George Avram Bogdan Miholca PSD și Ciprian Constantinescu PDL, au fost numiți oficial director ai DJT. Bistrițenii care locuiesc în zona centrală a municipiului, în piața Mihai Eminescu și în zona Lama, vor putea naviga gratuit pe internet. Aprobat în unanimitate de consilierii locali, proiectul va fi pus în această vară în practică. Bistrița urmează exemplul orașelor mari din țară, care au de mult timp rețea wireless, iar tinerii pot naviga pe internet în aer liber, de pe băncile din parcuri sau pe terase. Atât consilierii locali cât și primarul Ovidiu Crețu au aprobat acest proiect și au alocat 13.000 de lei de la bugetul local pentru realizarea lui. Momentan în Bistrița există câteva instituții și baruri care beneficiază de acces la internet fără fir, însă pe rază scurtă de acțiune. Este în curs de analiză o inițiativă a doi dintre consilieri locali, e vorba de domnișoara Iustina Măruțean și de domnul Gabriel Cordovan, care au propus și lucrurile sunt în curs de finalizare, soluție de oferit internet gratuit cetățenilor care se află în spații publice aglomerate. E vorba în primul rând de Liviu Rebreanu, bineînțeles, probabil și piața Mihai Eminescu, zona din fața blocului Lama, spații unde există și locuri unde oamenii pot să se așeze pe bănci, oamenii, părinții ies cu copiii la plimbare, spații aglomerate. Inițiativa celor doi consilieri vizează o modalitate în care să se poată oferi internet gratuit celor din zonă. Este, din câte știu, în curs de analiză această propunere. O primă etapă s-a parcurs, cea de identificare a unui partener care să ofere gratuit aceste servicii de internet și urmează, printr-o hotărâre de consiliu local, să se stabilească în data concretă în care se va încheia respectivul parteneriat și, bineînțeles, zonele unde se va întâmpla acest lucru. Astfel, bistrițenii vor beneficia de internet gratuit chiar din această vară. Numărul unic pentru semnalarea dispariților de copii a fost lansat ieri, cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți. Alături de România, alte state membre, UE promovează această campanie, iar printre acestea se află Franța, Grecia, Ungaria, Italia și Olanda. Numărul unic pentru semnalarea dispariților de copii 116000 a fost lansat de IGPR în perioada iunie-septembrie 2009. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, campania de promovare a acestui număr va fi lansată simultan în 10 țări membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a informa părinții și copiii despre disponibilitatea acestui număr, deoarece posibilitatea de a anunța dispariția unui copil sau de a da detalii despre un copil dispărut. Astfel, formând 116000, oricare cetățean aflat în una dintre cele 10 țări va putea raporta dispariția unui copil, primind informații utile despre modul de instrumentare a cazului în țara respectivă. În afara României, numărul special va fi funcțional în Belgia, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia și Olanda. Printr-o decizie a Comisiei Europene din februarie 2007, numărul 116000 a fost introdus ca număr unic european pentru sesizarea copiilor dispăruți. Statele membre au astfel obligația de a rezerva acest număr pentru scopul precizat. În România, apelurile vor fi preluate de operatorii specializați ai Centrului Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual. Referitor la minorii dispăruți, avem 4 cazuri care sunt mai vechi, din 1994, 96, 2000 sau 1990, cu copii care au vârste cuprinse între 2 și 16 ani, care nu au fost găsiți până în prezent. Anul acesta au intrat 13 sesizări cu 13 minori dispăruți, dintre care 11 au fost găsiți de către polițiștii compartimentului urmăriți din cadrul Serviciului Investigații Criminale. Doi au rămas a fi găsiți, de fapt s-au luat legătura cu aceștia, e vorba despre o fată de 14 ani și una de 15 ani, care nu vor să se întoarcă acasă, fetele fiind fugite cu doi băieți și care consideră că pentru ele casa și părinții nu mai au ce căuta în viața lor.
Polițiștii de la compartiment urmărit au luat legătura cu ele, sunt bine, nu suferă nici într-un fel, ci pur și simplu trec prin acea perioadă de adolescență, de rebeliune, care nu le dă voie să se întoarcă acasă. Dar în curând vor fi predate și ele familiilor. Fluidizarea traficului continuă. În 2 săptămâni, în fața Inspectoratului Județean de Poliție, va apărea un nou sens giratoriu. Polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, în colaborare cu Primăria Bistrița, au decis continuarea inițiativei de fluidizare a traficului prin amplasarea câtorva sensuri giratorii pe raza municipiului. Prin aceste măsuri se urmărește educarea participanților la trafic, precum și evitarea aglomerațiilor. Astfel, în jur de 2 săptămâni, în fața Inspectoratului Județean de Poliție va fi amenajat un sens giratoriu. Da, în cadrul proiectului de fluidizare a traficului pe principala arteră de tranzit din oraș, care cuprinde Bulevardul Independenței, Bulevardul Republicii, Strada 1 Decembrie și Calea Moldovei, este prevăzut și realizarea unei girații la intersecția străzilor Gării cu Republicii. Lucrările vor începe în timpul cel mai scurt și sperăm că prin această sistematizare a intersecției vom asigura fluidizarea necesară traficului. Până la sfârșitul anului, încă 5 sensuri giratorii vor fi amplasate în Bistrița, unul pe strada Independenței, 2 pe strada General Grigore Bălan și încă 2 pe calea Moldovei. Un bărbat rătăcit la cota 1800 pe muntele Crișa a fost recuperat ieri de către jandarmii bistrițeni. În ajutorul acestora a venit și un salvamontist din Valea Vinului. Jandarmii au aflat de acest caz după ce un bărbat de 43 de ani din localitatea St. George's Way a apelat la numărul de urgență, spunând că prietenul său de 48 de ani din localitatea Feldru s-a rătăcit în munți la cota 1800. Acesta, noaptea de luni spre marți, i-a oferit celui în cauza adăpost, deoarece în zonă ar fi existat riscul să apară lupi sau urși în căutare de hrană. 3 jandarmi de la postul montan din Rodna, alături de salvamontistul din Valea Vinului, au fost anunțați prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112 și prin polițistul din Rodna că un bărbat s-ar fi rătăcit la o stână, o așa zisă stână, un loc unde erau păscute mai multe vite, deci o ciriadă întreagă. Ei, la intervenția jandarmilor și a salvamontistului, a fost găsită acea persoană, este vorba de un bărbat de 48 de ani din Feldru, dar deoarece prezenta și probleme de sănătate, a fost condus de către jandarmi până la spitalul din Năsăud, unde a fost predat medicilor pentru a-i se face eventuale analize medicale și pentru a-i se remedia starea de sănătate precară. Candidatul PNL pe poziția 1 la europarlamentare, Norica Nicolae, a susținut astăzi o conferință de presă în Bistrița. Aceasta a prezentat schimbările pe care le va face România dacă va fi aleasă în Parlamentul European. În plin desfășurarea campaniei electorale pentru obținerea unui loc în Parlamentul European, orașul nostru este vizitat pe rând de cei înscriși în această cursă. Astăzi, penelista Norica Nicolae a făcut o vizită în orașul nostru, ocazie cu care a susținut și o conferință de presă. Ea a vorbit despre dorința sa de a îmbunătăți relațiile țării noastre cu Republica Moldova, precum și de situația dezastroasă cu care se confruntă România din cauza crizei financiare. Partidul Național Liberal a început și realizează în momentul ăsta o altfel de campanie. Noi ne deplasăm foarte mult în țară. Încercăm să stăm de